În partea finală a epistolei Apostolului Pavel către feseni, capitolul 6, versetul 18, cuvântul lui Dumnezeu spune Faceți în toată vremea, prin Duhul Sfânt, tot felul de rugăciuni și cereri. În toată vremea, tot felul de rugăciuni. Ideea din spatele acestei afirmații este că în fiecare vreme sunt rugăciuni potrivite pentru vremea aceea. Pentru fiecare împrejurare, pentru fiecare vreme, sunt rugăciuni care se potrivesc cu vremea aceea. Vremea de acum este vreme de război. Este la granițele țării noastre. Doar Dumnezeu știe cum vor evolua lucrurile. Oare ce rugăciuni se potrivesc în vremea aceasta? Cum să ne rugăm în vremea de acum? În capitolul 20 din Cartea 2 Cronici avem o învățătură și un exemplu de rugăciune pentru vreme de război. Capitolul 20 din Cartea 2 Cronici surprinde o perioadă din viața regatului de sud, a lui Iuda, în timpul domniei lui Iosafat. Ca să înțelegem mai bine contextul istoric, în anul 930 înainte de Hristos, la finalul domniei lui Solomon, când fiul său Roboam a preluat conducerea regatului, a avut o serie de decizii neînțelepte, luate în firea pământească, în răzvrătire față de Domnul, și deciziile lui Roboam a dus la dezbinarea poporului și ruperea împărăției. Și în loc de un singur popor s-au format două popoare. Regatul de Nord, cu 10 seminții și capitala la Samaria și regatul de sud cu două seminții și capitala la Ierusalim. Două popoare, dar din aceeași rădăcină, aceeași limbă, aceeași istorie. Între cele două popoare, cea mai mare perioadă a existenței celor două regate, au fost neînțelegeri și tensiuni. Acum suntem în vremea împăratului Iosafat, în jurul anilor 873-849 înainte de Hristos. Iosafat este al patrulea împărat a Regatului de Sud. Așa ne spune Biblia că a fost un împărat bun. În sensul în care inima lui l-a căutat pe Domnul a vrut să împlinească voia Domnului. Așa cum consemnează cartea, 1, cartea 2 împărați și cartea 2 cronici. A făcut ce este bine înaintea Domnului. Dar în capitolul 20, dintr-o dată se schimbă scena. Prin surprindere, o alianță de trei armate trei popoare, formează o coaliție militară împotriva lui Osafat și a regatului lui Iuda și atacă prin surprindere. Pornesc un război de agresiune. Extrem de bine gândit. Invazia vine prin partea de răsărit și sud a regatului, pe la Marea Moartă, Iosafat nu prinde de veste de această avansare a celor trei armate. Până când cele trei armate sunt la aproximativ 30 de kilometri de Ierusalim. Și atunci primește vestea. Că această armată extrem de numeroasă, descris aici o mare mulțime, înaintează spre Ierusalim. La vestea aceasta, Iosafat este copleșit de frică. Pentru că acest atac este prin surprindere. Este disproporție între armata lui și cele trei armate. Iosafat știe că războiul nu-i joacă de copii. Că războiul este o tragedie cumplită. Că război sunt vieți care sunt curmate. Că sunt oameni răniți care rămân toată viața marcați. Că sunt familii distruse. Că este țară distrusă. Că este suferință, este tragedie greu de descris. Până când războiul este departe, auzi doar despre vești de războaie. Dar când este la ușa casei tale, încep să tremuri. Și la veste aceasta, Iosafat este copleșit de frică, este paralizat de frică. Este amenințat el, este amenințat poporul. Iosafat știe ce e războiul, pentru că doar în urmă cu câțiva ani, într-o decizie greșită a lui, a făcut o alianță cu Ahab. Împăratul Regatului de Nord, care i-a devenit socru. Pentru că atunci când s-a căsătorit, Iosafat nu l-a întrebat pe Domnul și s-a căsătorit cu una dintre fetele lui Ahab și a Izabelei. Și este atras de Ahab la o recepție în Samaria și de acolo este atras într-un război împotriva Siriei. Și Iosafat a fost pe front. Și citim în capitolul 18 din doi cronici că Iosafat s-a dus în războiul acela cu toate că profetul Mica le-a spus că acolo va fi judecata Domnului peste Ahab. Și că este o decizie greșită. Pe câmpul de luptă Ahab face o șmecherie. Se îmbracă în soldat obișnuit și lasă pe Iosafat îmbrăcat în ținută, în armură împărătească și sirienii Primesc ordin să-l identifice pe împărat și să-l execute pe el. Și trupele speciale ale sirienilor îl văd pe Iosafat îmbrăcat în haine împărătești, în armură împărătească, se repede înspre el și sunt gata să-l omoare. Biblia spunea, scos un țipăt și în momentul acela soldații sirieni și-au dat seama că nu e Hab, ci este altcineva. Și prin miracol, prin intervenție supranaturală dumnezeiască, scapă cu viață. Ahab, care s-a dus deghizat, moare în bătălia aceea, pentru că, spune Biblia, un arcaș sirian a tras cu arcul și săgeata la întâmplare. Și săgeata aceea l-a nimerit pe Ahab exact la încheietura armurii. Și până seara a murit. A fost o înfrângere teribilă. Iosafat a fost acolo și a văzut tragedia. Și când stimte acum că războiul este la porțile Ierusalimului, e copleșit de groază, de frică. Vești care te umplu de groază. Realități care te înspăimântă. Așa e că le trăim pe pielea noastră. Așa e că seara de seară știrile te fac să te îngrozești și că te întreb oare se oprește sau merge mai departe. Oare câți vor mai muri? Oare câtă tragedie va mai fi? Oare vine și la noi? Vești care te umplu de groază. Poate că ai primit alte vești care te umplu de groază. Poate că este un diagnostic. Poate că este o tragedie în familie. Poate că este o luptă, o frământare lăuntrică. Poate că sunt consecințe ale păcatului, sunt vești care te umplu de groază. Copleșit de groază, paralizat de frică. Și Iosafat spune cât se poate de sincer că este copleșit și de confuzie. Că noi suntem fără putere în, aceste, în fața acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră. Și nu știm ce să facem? Nu știm ce decizie să luăm. Oare ce ar trebui să facem în fața acestei situații? Ce hotărâre să luăm? Eu să fac spune, nu știm. Suntem atât de încurcați, atât de confuși, încât nu știm ce să hotărâm. Încotro să mergem. Ce decizie să luăm? În timpul vieții lui, a văzut câteva lucruri care l-au pus pe gânduri. Tatălui Asa, care a domnit 41 de ani, a avut două experiențe de război. Prima experiență, când Etiopia, împăratul Etiopiei, a venit împotriva lui Asa cu o armată de un milion de soldați. O armată de un milion de soldați. Asa, după ce și-a numărat toată oastea lui, a avut doar 580.000 de soldați. 2 la 1 raportul. În fața acelei amenințări, Asa s-a dus înaintea lui Dumnezeu să ceară ajutor. Și Dumnezeu l-a izbăvit într-un mod miraculos și armata Etiopiei a fost biruită și Asa a scăpat izbăvit de Dumnezeu. La câțiva ani de zile, după această experiență extraordinară a intervenției divine, Asap și regatul de sud este atacat din nord de baeșa și de regatul Israel. Și în fața acestui război, care nu este nici pe departe atât de amenințător ca și cel din Etiopia, Asa ia următoarea decizie. Ia tot aurul și argintul de la templu și trimite o delegație la Ben Haddad, împăratul Siriei, și spune, haide să facem noi un pact militar. Îți dau toată această bogăție. Rupe alianța cu Israel și atacă-l tu din partea cealaltă. Și Ben Haddad primește bogățiile din Iuda, rupe alianța cu Israel, atacă pe Israel și Asa scapă din războiul acesta în urma unei alianțe făcute în chipomenesc. Când se întoarce de la război, Dumnezeu îi trimite un profet în cale care îi spune, Asa, de ce nu te-ai bizuit pe Domnul? Alianța aceea cu Siria a făcut să iau o decizie care nu-i mai dă slavă lui Dumnezeu. Biruința aceea nu mai scoate în evidență suveranitatea lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, ci șmecheriile voastre politice. Asta. O asemenea decizie care nu-L onorează pe Dumnezeu te va costa. Și eu s-a știut. El însuși a avut experiența cu Ahab. Și când se întoarce de la războiul acela în care a intrat în alianță cu Ahab împotriva Siriei, un alt profet îi spune, Iosafat, cum mai putut să faci o alianță cu un om atât de stricat ca Ahab? Cum mai putut să faci ca răul să se unească cu binele și să legitimezi prin prezența ta viața și comportamentul lui Ahab? Și Dumnezeu îl mustră. Iosafat se pocăiește. Și ia o serie întreagă de decizii în regat ca să întoarcă poporul și inima poporului spre Dumnezeu și face lucruri bune dar acum este el în fața unui război de agresiune. Copleșit de mărimea armatei, cele trei armate în coaliție, este copleșit de faptul că îi luat pe nepregătite. Este copleșit de frică și se uită la resursele lui și spune suntem fără putere. Ce decizie să luăm? Te poți identifica cu situația aceea în care nu știi ce să decizi? Mă întreabă unii. Frate Paul, domnul Paul, depinde de la caz la caz. Ce ziceți că e bine să fac? Să-mi iau familia, să plec și eu undeva? Dacă veniți și la noi. Ce zici să fac? Să vând, să cumpăr, să dreg, să fac ceva? Ce mă sfătuie? Să schimb, să nu schimb? Ce să facem cu banii? Ce să facem cu cutare? Nu știm ce să facem. Și cu fiecare seară, frica este mai mare, tulburarea este mai puternică și confuzia este mai mare. Dacă se întâmplă, ce să facă? Și asta este cinstit și spune, Doamne, nu știm ce să facem. Suntem copleșiți de frică. Suntem în confuzie decizională. Ce să faci când nu știi ce să faci? În situația aceea, Iosafat este călăuzit să-l caute pe Domnul. Se uită în jur și nu i nicio soluție. Se uită la el și nu are putere. Este total descoperit în fața unei mari primejdii și singura direcție în care se poate uita este să se uite spre cer și l-a căutat pe Domnul. Și în vremea aceea, Iosafat aduce o rugăciune extraordinară, dar este important să vedem cum se pregătește totul pentru rugăciunea aceea. Mai întâi, Iosafat se duce la casa Domnului. Iese din Palatul Regal, iese de la cartierul general armatei și se duce la casa Domnului. Că înțelege că este singurul loc în care mintea lui se poate liniști, că inima lui se poate potoli, că mintea lui se poate lumina. Se duce la casa Domnului. Este ceva nemaipomenit în această venire la casa Domnului. Spunea pe vremuri o soră, vin aici și dintr-o dată când intru în locul acesta mi se liniștește inima. Nu mai am pulsul acela sălbatic. Mi se liniștește temerea. Și două ceasuri după ce mă duc de aici, încă am liniștea aceea în sufletul meu. Mă uit la știri și mă tulbur. Aud veștile și comentariile și mă umplu de groază. Asta a primit, Iosafat a primit toate știrile despre război și armată și spune, acum mă duc la casa Domnului. Înaintea lui, Asaf scrie în Psalmul 73: Că se uită la toate relele și ticăloșile de pe pământ, se uită la faptul că cei răi fac tot ce vor ei și nu-i oprește nimeni. Că le merge bine și în aparență cei răi n-au niciun fel de stabilă, niciun fel de opreliște. Și Asaf spune: Am fost atât de, de confuz. Cum se poate așa ceva? Și apoi spune. Până când am intrat, unde a intrat? În casa Domnului. În casa Domnului s-a luminat perspectiva. S-a uitat la tot ce se întâmplă în jurul lui din perspectiva cerului. Și când a văzut ce se întâmplă pe pământ, interpretat în grila cerului, dintr-o dată a spune, acum înțeleg! Iosafat se duce la casa Domnului. Nu stă singur închis în camera lui, și se duce să se închine înaintea Domnului împreună cu tot poporul Domnului. E mare har să putem veni la casa Domnului. Să binecuvinteze Domnul casa lui și poporul casei lui. O, o să spună cineva, dar eu mă pot închina și acasă. Sigur că te poți închina și acasă. Ezechia s-a închinat acasă în pat că a fost bolnav și n-a putut merge. Și Domnul i-a binecuvântat rugăciunea de acasă din pat, că era bolnav și nu putea să se deplaseze. Dar dacă nu te duci din comoditate, dacă nu te duci din faptul că te consideri autosuficient, este ceva în atitudinea ta față de Dumnezeu și casa Lui. Iosafat spune, m-am dus la casa Domnului cu tot poporul lui Dumnezeu. Pentru că locul acela este un loc special destinat ca să căutăm fața Domnului. Și se duce la casa Domnului și începe rugăciunea uitându-se la caracterul Domnului. Vreau să deschideți la capitolul 20. În spaima sa Iosafat și-a îndreptat față să caute pe Domnul. Și-a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului, în casa Domnului, înaintea curții celei noi și acolo, în casa Domnului. În prezența poporului. Iosafat începe rugăciunea. E vreme de război. Sunt mari puteri militare pe pământ. Este fără putere el. Nu știe ce să facă dar când se roagă se uită la caracterul lui Dumnezeu. Domne Dumnezeul părinților noștri, nu ești tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești tu pe pământ. Doamne, Tu ești Dumnezeul nostru și Tu ai toată puterea în cer și pe pământ. Amin. Doamne, nu ai Tu autoritatea asupra poporilor lumii? Nu ai Tu autoritatea asupra conducătorilor, poporilor și armatelor? Nu ești tu Dumnezeu în ceruri peste lumea nevăzută și nu ai o autoritate pe pământ peste lumea văzută? Și răspunsul este, ba da, Doamne. Oare n-ai tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare este putere pe pământ mai mare ca puterea ta? Oare ar putea această alianță de armate să stea împotriva puterii tale? Și Iosafat spune în rugăciunea Lui, punând aceste întrebări, răspunsul este absolut clar. Nimeni nu poate sta împotriva Lui. Nimeni nu poate. Dumnezeul nostru este atotputernic. Amin. El este în cerul și face tot ce vrea. N-ai tu putere, Doamne? Oare n-ai izgonit tu? Și după ce sublinează caracterul, atributele Lui Dumnezeu, se uită la măreția lui Dumnezeu, se uită la puterea lui Dumnezeu, se uită la autoritatea și judecata lui Dumnezeu, se uită la tot ce a făcut Dumnezeu în ființa lui și în caracterul lui. Și acum se uită la faptele istorice ale lui Dumnezeu. N-ai izgonit Doamne, Dumnezeu nostru pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului tău Israel? Și se duce înapoi în istoria binecuvântărilor a Harului Lui Dumnezeu, a biruințelor Lui Dumnezeu și îi spune Lui Dumnezeu, Doamne, Ceea ce noi credem despre tine s-a adeverit în istorie. Tu ești Dumnezeul care ne-ai izbăvit. Tu ești Dumnezeul care ne-ai curățat calea ca să venim în țara aceasta. Tu ești Dumnezeul care ne a călăuzit prin pustie și ne-ai dat în stăpânire țara. Doamne, de aceea suntem aici. Am ajuns în țară și ți-am zidit o casă numelui tău pentru că ne-ai adus în casa aceasta. În țara aceasta. Și acum se uită la ceea ce a însemnat promisiunea lui Dumnezeu ca răspuns la rugăciunea lui Solomon la dedicarea templului. Este casa lui Dumnezeu, este caracterul lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. Și aduce aminte lui Dumnezeu ce s-a rugat Solomon și Dumnezeu a confirmat că așa va face, va răspunde după rugăciunea lui Solomon. Când va veni ciuma, când va veni foamea, când va veni sabia, dacă poporul meu va veni în casa aceasta și se, se, va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va bate de la căile lui rele, îl voi asculta din cerul și îi voi tămădui țara. Și aduce aminte lui Dumnezeu de rugăciunea lui Solomon la dedicarea templului și de promisiunea lui Dumnezeu că va asculta rugăciunea. Și spune, Doamne, e cuvântul Tău! Și noi credem că Tu îți împlinești cuvântul. Este casa lui Dumnezeu, este caracterul lui Dumnezeu, este cuvântul lui Dumnezeu. În fața unei amenințări extraordinare, în mijlocul unei confuzii, când nu știi ce să faci, te uiți spre Dumnezeu. Și când te uiți spre El, spunea Biblia, ți se luminează fața de bucurie. Și în timp ce poporul este acolo se roagă, Dumnezeu le trimite răspunsul. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul cetății lui peste Iahaziel. Și Iahaziel, plin de cuvântul lui Dumnezeu, spune Ascultă Israel! Poporul lui Iuda și tu, Iosafat! Dumnezeu nu se teme de armata aceasta, de coaliția aceasta. Dumnezeu nu tremură înaintea lor. Dumnezeu nu este lipsit de putere. Dumnezeu, este cel care va lupta pentru voi. Dumnezeu este cel care vă va da izbăvirea. Este confirmarea că rugăciunea a fost ascultată. E vreme de război. Da, ascultăm știrile și intră panica noi. Nu știm ce decizii să luăm. Nu știm ce se va întâmpla astăzi sau mâine. Dar știm ceva cu siguranță: Dumnezeu este pe tron. Și Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Mai știm ceva. Că Dumnezeu a spus, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va pocăi, se va bate de la lor rele, își va îndrepta faptele și va striga din, de pe pământ spre cer, îl voi asculta. Știm că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Știm că Dumnezeu are urechea deschisă și că Dumnezeu caută să vadă dacă este cineva care e gata să intre în mijlocul spărturii, să înalți un zid și să strige către Dumnezeu după izbăvire. De ce ea? în minutele care urmează, ca unii care suntem în casa Domnului, care ne uităm la caracterul frumos al lui Dumnezeu, ne uităm la tributele lui Dumnezeu, avem cuvântul lui Dumnezeu care spune cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi și tu mă vei proslăvi. Când Iosafat s-a văzut înconjurat de amenințări, s-a uitat înspre cer, frați și surori, Națiunile Unite au falimentat. ONU nu-l poate opri pe președintele Rusiei. Sunt fără putere. NATO a falimentat. Nu-l poate opri. Consiliul Europei nu-l poate opri. Oamenii de afaceri din jurul lui nu-l pot opri. Papa Francis i-a dat telefon și nu-l poate opri. Prietenii lui nu-l pot opri. Oare îl poate opri cineva? Ce zice Biserica Emanuel? Domnul Dumnezeu. Ne uităm la victimele acelea, ne uităm la oamenii morți și la cei răniți, ne uităm la cei fugari și spunem, Doamne, cine va veni în ajutor? O, Doamne, vină cu ajutorul Tău. Ne uităm la granițele româniei și ne întrebăm, Doamne, cine le poate păzi? și spunem, Doamne, păzește-ne granițele țării. Dar ne uităm la inima noastră și spunem, Doamne, a cui este? A cui este inima? E împărțită, e celui rău, e a lumii acesteia. Și o spunem, Doamne, inima noastră să fie în totul totului a Ta, ca să-ți găsești plăcerea în rugăciunile noastre. Ca unii care știm lucrul acesta, suntem în casa Domnului. Ne uităm la cuvântul Domnului, ne uităm la caracterul Domnului, ne uităm la oportunitatea de a striga către Domnul și ne ridicăm la rugăciune. Venim la rugăciune înaintea Domnului. Frați și surori, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și când ne rugăm și răspunde Dumnezeu, slava este a lui Dumnezeu. Slava este a lui Dumnezeu și oamenii nu se vor slăvi unii pe alții, ci va fi slăvit Dumnezeu. Și spunem, adu, Doamne, și vremuri de pocăință. În rugăciuni cu voce tare, rugăciuni adunate. nu ținem rugăciuni predișului Dumnezeu, ci rugăciuni în care strigăm pe baza cuvântului, cheamăm în ziua necasului, venim înainte lui Dumnezeu și începem rugăciunea cu primul tronson de jos, rugăciuni cu voce tare, vom merge în tronsoane și strigăm către Dumnezeu ca unii care suntem convinși că doar El poate. El are toate resursele Universului, El are toată puterea. Și El merită toată slava, așa cum și în veci de veci. Amin.